comuniști că am votat împreună declarația de parteneriat pro-european și îi chem să-și ia în serios responsabilitățile, să renunțe la subordonarea față de clanul aflat în fruntea țării și să activeze în interesul cetățenilor. În majoritatea ei, populația dorește standarde europene de viață în Republica Moldova. Deci e clar că prioritățile activității legislative sunt îndeplinirea plenară a recomandărilor formulate de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, de Uniunea Europeană, de alte instituții internaționale economice, comerciale și financiare. Avem de corectat pseudo-reformele și de controlat implementarea prevederilor bune din legislația noastră. Am să expun